Am plăcerea să vă spun bună dimineața, dragi prieteni Metropola TV, bine v-am regăsit. Bună dimineața, dragi ascultători, Sport Total FM la o nouă întâlnire importantă, spunem noi, cu fenomenul fotbalistic de Liga a doua, cu doar 3 săptămâni înainte de startul unei noi ediții de campionat. Joi aflăm programul după care se va derula această întrecere atât de importantă, care atrage, iată, sezon de sezon, foarte mulți privitori. Aici Metropola TV și Sport Total FM se vor angaja în al patrulea sezon consecutiv pentru a urmări împreună partide de calitate la nivelul eșalonului secund. Suntem și astăzi cu Daniel Nazare, prieten, îl salut pe Daniel, bine a revenit Daniel, bine a revenit eu, bună dimineața. De fapt, așa, și prieten, continuăm periplul nostru în rândul echipelor nou promovate la nivelul eșalonului secund și ne oprim astăzi la Corvinul Hunedoara. Avem plăcerea de a-l găzdui aici, la noi, la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM, pe Toni Heleșteanu, vicepreședintele grupării, dacă înțeleg bine. Te salut, Toni, bine ai venit la noi. Vă mulțumesc frumos, bună dimineața celor care ne ascultă și ne privesc la această oră și vă mulțumesc pentru interesul pe care ne-l acordați. Da, era normal, prieteni, încercăm să trecem în revistă toate aceste 5 echipe care au promovat în Liga a doua. Toate anunță maturitate, anunță stabilitate, ceea ce este foarte important pentru nivelul eșalonului secund. Vom intra mai amplu în viața echipei din Hunedoara, grație lui Toni Heleșteanu, un fost apreciat arbitru, un conducător care a lucrat la grupări importante din fotbalul român și care, iată, vine acum la Hunedoara pentru a-și pune experiența în slujba acestei frumoase echipe care adună mii de spectatori. Am văzut cu toții ce a fost la Rapid. Așadar, Toni Heleșteanu, din postura de arbitru, apreciat, spuneam, în cea de conducător. Nu sunt foarte multe exemple în fotbalul românesc de arbitri bine cotați, așa cum ai fost, care au trecut în tabăra asta. Acum aș aminti, nu? Valeriu Argăseală, Cristi Balaj, nu sunt foarte multe nume. Iată că aici se înscrie și Toni Heleșteanu. Da, sunt ceva ani de când am început să lucrez ca administrator. Mie nu prea îmi place termenul de conducător. Prefer termenul de administrator în fotbal. Mai pretențios, așa la noi. Sunt ceva ani de zile, asta am considerat. A fost o perioadă relativ scurtă de un an și câteva luni în care am fost membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor. Apoi am decis să închid definitiv capitolul arbitraj, cu bune, cu rele. Spuneai și îți mulțumesc frumos pentru cuvintele care le-ai spus, apreciat. Eu, în general, la arbitri apreciați s-o iubiți în afară de soții. Nici cei mai buni. În afară de soții și nici cei mai buni nu sunt apreciați. Exact. Dar eu zic, dacă n-ai voit, Toni, serios, îmi cer scuze. Eu cred că oamenii de fotbal responsabili rostesc acest cuvânt, apreciat. Da. Oamenii de fotbal autentici, care știu ce înseamnă acest lucru. Dar știți care este curiozitatea mea după atâția ani în arbitraj, în care au fost presiuni, n-a fost simplu, da? Nu. Categoric. Să vă întoarceți din nou în fotbal, adică, sau poate că a zis că în funcția asta de manager, de administrator, poate sunteți mai relaxat. Da, a fost o perioadă, într-adevăr, perioada de arbitraj, o știți foarte bine. Știți care ne în Liga 1 10 ani și ca arbitru internațional 2 sezoane. Sezonul 2003-2004. Și practic de arbitraj de toată cariera de când v-ați apucat? 20 de ani? 20 de ani. 20 de ani. Cu Liga 2, cu Liga 3. Mai aveți pe acasă vreun cartonaj, vreun tricou? Toate le-am. Nu, da? Nu am. N-aveți o cameră cu... Nu, absolut deloc. Nu am nimic. Pur și simplu, în viață, eu așa consider, e bine să ai amintiri, e bine să-ți aduci aminte alături de cei dragi, de ceea ce ai făcut, dar... În același timp, mie personal nu-mi place să trăiesc foarte mult din amintiri, prefer să mă uit, să fiu ancorat în prezent și să mă uit spre viitor. Și cu asta am închis despre arbitraj, că nu e subiectul discuției noastre. Nu, dar acum spun eu, un apreciat, îmi mențin cuvântul, și administrator, așa cum îi place lui Toni Heleșteanu. Mulțumesc! Mă gândesc așa, Toni, că în această nouă meserie, ai văzut un jucător care se apucă de antrenorat, spune, băi, am lucrat cu X, cu Y, cu Z. Am învățat câte ceva, mai aplic eu de la mine și plec pe drumul ăsta. Eu cred că Toni Heleșteanu, ca și alții care au făcut acest pas, au acest mare avantaj, Toni, pentru că în postura de arbitru ai lucrat, ai colaborat, ai întâlnit foarte mulți conducători, da, ai preluat de la fiecare câte ceva, după care ai adaptat când ai devenit administrator și ideile tale, nu? A fost un mare avantaj. Exact așa s-a întâmplat. Postura de arbitru. Exact așa s-a întâmplat, pentru că în perioada când arbitram aveam ocazia, așa erau vremurile atunci, de a ne întâlni, exact, și voi țineți minte foarte bine, de a ne întâlni față în față chiar înainte din începerea jocului, așa era impus protocolul, așa era impus regulile federale.
Federației Române de Fotbal, chiar la nivel de UEFA, se întâmpla același lucru, se întâmplă în continuare. Și atunci aveai ocazia, pentru că vorbeai de fotbal, evident, în acele discuții, și aveai ocazia să cunoști diferite tipuri de comportament, diferite tipuri de atitudine, tipuri de mod de a gestiona, de a manageria un club de fotbal. Începând cu Jean Pădureanu, care era cel mai cunoscut, Marius Stan, cine era în generația respectivă, Cristi Borcea, și nu stau să enumăr acum pe absolut toți conducătorii cu care m-am cunoscut. Dar se mai conduce fotbalul în același sistem organizatoric? În ce sens? S-a schimbat, adică, nu știu, azi un club trebuie să fie o societate comercială, exact, să aibă venituri, cheltuieli. Exact. Înainte venea Cristi, da, Borcea, avea bani, înainte, borseta, da, și plătea. Acum nu poți activa în administrație dacă, doar bazându-te pe ceva, pe un flux financiar care doar vine. Care doar vine, nu, trebuie să-l și produci. Și cum poți produce din punct de vedere administrativ? În două feluri. Ori atrăgând factorul privat, ceea ce nu e deloc ușor. Hai, ceea ce numim așa generic sponsorizări, celebre sponsorizări, da, 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 de pe care le tot clamăm noi tot timpul, dar cu gen de parteneriate win-win, nu doar tu dăm și eu îi cheltui. Nu, la modul așa, la este, așa, da. Parteneriatele win-win, câștigi, sau prin ceea ce ne obligă pe noi, cei care am lucrat în fotbal și așa cum spuneai, venim din fotbal și suntem ancorați, nu? Pe lângă un manager care termină o facultate în speță cea de economie, te obligă pe tine care vii din fotbal să faci tranzacții de jucători și atunci să vii cu aport de capital, iar nu-mi place termenul vânzare de jucători, prin tranzacții, prin transferuri, să poți veni să contribui la bugetul unui club. Platic, ușor, ușor să încerci să devii un club pe picioarele tale, să trăiești. Da, stabil financiar. Dar până să ajungem, prieten, la perioada asta, atât de frumoasă, așa se vede de afară și cu siguranță, așa este, iată, Corvinul revine, lumea mai bună a fotbalului românesc, aici la Metropola TV, în Liga a doua din această vară, 5 august, startul. Să ne ducem aminte, Toni, prima ta experiență ca și conducător. Da, a fost, mi-aduc aminte cu mare plăcere. Sau cum ați ajuns? Ca și administrat, hai să zici, mi-aduc aminte cu mare plăcere. 2007, nu? Terminasem arbitrajul 2008. 2008, terminasem arbitrajul în 2007 și prima echipă la care am activat a fost Vasluiu. Un Vaslui care se căuta la vremea respectivă, era un Vaslui care încă nu... Era un Vaslui de început. Se punea pe picioare, așa. Era un Vaslui care se punea... Și Mudică și Edi Ordănescu? Nu, eu acolo am mers încă din prima zi cu un antrenor care a început și el. Noi doi am început practic... La pachet, ca să-i spun. Cine? Așa, Viorel Moldovan. Viorel Moldovan a antrenat prima oară la Vaslui, în acea zi concomitent, în acea zi în care am venit și eu. Chiar... Dar vă știați dinainte? Deci nu l-ați adus dumneavoastră, v-a adus patronul pe amândoi. Noi avem o istorie comună. E chiar de povestit asta. Eu am avut și doar fac referire la meciul respectiv și n-aș vrea să fac. Da. A fost un meci cu un mare istoric la vremea respectivă. Am arbitrat în 2006 o finală de campionat. Cu siguranță vă aduceți aminte, Jiu Rapid. Da, da. Cu jucătorii eliminați. Și nu e un titlu de glorie asta și nu e un meci care să mi-aduc eu aminte cu foarte mare plăcere. Mai ales că mi-a pierdut și un foarte bun prieten la momentul respectiv. La meciul respectiv, Viorel Moldovan a fost titular și a făcut niște declarații foarte dure. Meciul știți foarte bine, a avut un istoric, știți foarte bine, cu Crainicu, care a anunțat rezultatul Stelei, Steaua se chema la momentul respectiv, rezultatul Stelei la Vaslui. Și a inflamat spiritele. În momentul ăla n-am avut ce să fac. A mai fost un meci în care ați dat atâta cartonașe roșii atunci? Nu, ăla a fost cu... Risipă. Ăla a fost, nu, cu... Dar n-aveai ce să faci. Practic, dar referirea la alta. Da. Viorel a dat niște declarații, da, la momentul respectiv, că nu înțelege, că România, că el a jucat în Franța la un alt nivel și nu înțelege. Așa. Și apoi, pur și simplu, în momentul când domnul Porumboiu m-a chemat la Vaslui să discutăm,
Mi-am dorit să lucrez cu un antrenor care să ne putem dezvolta împreună. Bine, nu făcând experiențe pe domnul Porumboiu. Nu făcând experiențe. Nu puteai. Nu puteai să faci. Nu te lăsa. Un om foarte... Și când v-a dus acolo... Iar pentru mine în arbitraj a fost ca un părinte, domnul Porumboiu. Și atunci domnul Porumboiu a chesat la părerea mea și mi-a spus, te rog frumos, sună-l. Deci Viorel, în momentul când a primit un telefon, el a rămas oarecum surprins. Ce i-a spus? Sunt Toni Heleșteanu? Sunt Toni Heleșteanu, nu, asta doresc de aici până aici. Doresc să... A acceptat discuția, m-am dus, am vorbit, timpul era foarte scurt pentru că se petrecea schimbarea, rapid. A fost în timpul... Dar schimb... care a fost reacția lui când v-a auzit la telefon? Mirată. Mirată. Și nu e o glumă? Toni Heleșteanu. Mirată. Dar nu e o glumă, Toni? Da, nu. Mirată, foarte mirată. În schimb, a acceptat imediat discuția. Discuția trebuia să se petreacă într-un timp relativ scurt, pentru că era o schimbare de antrenor produsă în pauza dintre două campionate, când timpul ai timp ceva exact. La aici era, aici era de pe zi pe alta. Să luase decizia schimbării. Era Viorel Hizo la momentul respectiv cu Cristi Dulc. Atunci știu că l-am oprit pe Cristi Dulc, a rămas în continuare în staful nou cu Viorel Moldovan, ulterior completat cu Leo Grozavu. Este practic anul, dacă vreți, 2008-2009, care se încheie cu prima participare europeană a Vasluiului. Și ce debut a avut Toni Heleșteanu ca administrator? Viorel Moldovan a stat întreg sezonul. Întreg sezonul a stat. Dar deci asta a fost. Vasluiul a fost prima echipă. Și stați în relații bune cu Viorel Moldovan? Adică... Foarte bune. Da. Nu, dar el, mi-aduc aminte, dacă tot spune Toni Heleșteanu, prieten de acest debut în calitate de administrator la o echipă frumoasă pe vremea FC Vaslui. Și mi-aduc aminte de Viorel Moldovan când a fost instalat la Petrolul ca antrenor. După aceea am avut așa o scurtă discuție și spuneam, mă băieți, ne spunea nou, zice, bă, să știți că pentru antrenor cea mai plăcută clipă este asta, când faci poza cu fularul. Atât. Că după aia începe greu, începe nebunia. Bine, știi? La Vaslui nu era presiunea de la... Suporter era de la patron, era altă... Era domnul Porumboiu, un om foarte pretențios, a și investit foarte mult. Și era logic. Foarte mulți bani. Infrastructura s-a dezvoltat formidabil. Era la un nivel foarte scăzut la momentul respectiv. Vaslui a ajuns o echipă, practic, prin condițiile care le oferea la jucători. Prin... Ea trăgea, evident. Evident. Vaslui a reprezentat o forță pentru fotbalul românesc. Din păcate nu a reușit să obțină niciun trofeu, a fost atât de aproape măcar de două ori de cucerirea campionatului, măcar de două ori de câștigarea Cupei României, nu a reușit-o, din păcate, dar și-a pus amprenta măcar prin fotbaliști transferați la... După Vaslui, unde v-ați dus? Da, pasul următor. Dar înainte de asta, Daniel, adică, uite, Toni Heleșteanu, prieteni, dragi telespectatori Metropola TV, stimați radioascultători, a intrat așa, direct în lumea bună, adică nu ca un antrenor, că tot vorbeam de un alt prieten din Iași, nu Andrei Cristea, Liga a 3-a, Liga a 4-a, direct acolo, în focul luptei, direct cu domnul Porumboiu. Da, domnul Porumboiu a avut încredere în mine și ca arbitru, m-am bucurat de susținerea, domnului sale. Păi, cred că a fost cam singurul care a fost ca un schimb de generații, dacă vreți, păstrăm proporțiile, pentru că una a fost Adrian Porumboiu, una a fost Toni Heleșteanu în arbitraj. Deci păstrăm proporțiile, clar. Dar a fost ca un schimb de generații, pentru că eu am venit imediat în Liga 1, cred că imediat după ce domnia s-a părăsit arbitrajul. Bun, hai să mergem mai departe. Da, mai departe. Mai departe. După experiența Vaslui. După experiența Vaslui a fost această invitație onorantă pentru mine de a face parte din Comisia Centrală a Arbitrilor. Condusă atunci de... Condusă de Vasile Avram. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Imediat am demisionat, pentru că mi s-a părut o reacție de bun simț. A fost primul care am demisionat atunci, imediat. Da, da, da. Imediat când s-a întâmplat. Din punctul meu de vedere, domnul Avram a fost un excelent conducător, un excelent organizator. Stai puțin, că și dânsul a încercat în această vară, a cochetat cu CS Tunari, în această calitate de președinte, administrator, nu a rezistat foarte mult. Și după acolo. CCA? După CCA a mers, că așa se întâmplă, primul telefon care l-am primit și am acceptat discuția a fost Târgu Mureș. Târgu Mureș care fusese exact epicentru de unde... Începuse scandalul. Și am ținut ei minte. Am mers la Târgu Mureș. Prima experiență în Ardeal. Care o putem lega ulterior de Hunedoara. O putem lega. De ce? Pentru că mi-am dat seama fotbalul e același, categoric, oamenii, în principiu, sunt la fel cu
mici particularități care mie personal mi-au rămas la suflet. Viața în Ardeal și voi știți la fel de bine ca mine. Cât a durat, Toni, la Târgu Mureș? La Târgu Mureș am stat un sezon, sezonul de Liga 1 și apoi am primit... Cine era antrenorul președinte? Liviu Ciobotariu? Eu am fost eu am fost președinte la FC Târgu Mureș înainte de denumirea Târgu Mureș. FC Târgu Mureș. Eu am lucrat cu Neluțu Sabău. Da, da. Și cu Marius Lăcătuș. Perioada Marius Lăcătuș, Neluțu Sabău. Nu, adevărul că iată... Un om foarte organizat și Neluțu Sabău. Și eu m-am bucurat că a revenit și acum că a plecat. Foarte organizat, un tip foarte riguros. Un om foarte riguros. Profesionist. Tactic, analiză tactică. Am învățat... La sânge. Realmente. E păcat că nu mai antrenez. Colaborarea cu el m-a... Seriozitatea. Practic, dacă ar fi să-l pun pe același palier cu Leo Grozavo, l-aș spune. Riguros, serios. Un pic mai calm. Competent. Un pic mai cald. Da, temperamentele diferă. Exact. Foarte corect. Hai să mergem mai departe. Târgu Mureș un an, alte după două Târgu personalități. După Târgu Mureș a urmat discuția cu cel care în timp mi-a devenit cel mai apropiat om din fotbal, cu Cornel Schweitzer. Și împreună am plecat la drumul promovării. Nu-l știați pe Valeriu Ieftime? Nu-l cunoșteam. Nu-l cunoșteam. Nu, absolut deloc. Cu Cornel Schweitzer am avut discuția și am decis să plecăm la drumul promovării. Practic eu la Botoșani am mers încă din Liga 2. Deci te-ai întors oarecum mai aproape de casă. După și era antrenor Cristi Popovici. Era exact. Cristi Popovici, s-a construit o echipă durabilă. Aș vrea ca modelul ăsta, iar fac trecerea în timp, aș vrea să fie un model și pentru Corvinu. De ce? Pentru că faptul că am promovat... Nu mai vorbim pe merit, evident. Ești acolo. Când ai promovat, ai promovat. Corect. Nu mai discutăm. Rămâne asta, merit, cea mai importantă. Rămâne că ai promovat, dar faptul că echipa Botoșani ani de zile a folosit jucători din nucleul promovării și ușor spun Hodnoghi, ușor spun Vajvari, ușor spun Croitoru, ușor spun Patache. Tincu, Patache, Axinte, da, da. Foarte ușor spun nume. Nume importante care au promovat și care au jucat ani de zile, ba mai mult, mai joacă încă în Liga 1. Gândiți-vă că au trecut de atunci, din 2012, dacă nu greșesc, au trecut ceva ani și încă jucători joacă. Da, Patache, asta înseamnă, că s-a construit ceva durabil, ceva solid acolo la Botoșani în anul dinaintea promovării. Apoi a urmat promovarea și impactul cu prima ligă, care noi ne așteptam să fie unul nimicitor. Ne-a fost foarte teamă la momentul respectiv, dar ne-am organizat bine. A fost un grup foarte mic la Botoșani la vremea respectivă. Eram câțiva oameni. Puțin, dar buni. Sper să fi fost așa. Câți ani a stat la Botoșani? Am stat bine, am stat din 2012, vreo 7 ani de zile, nu vreau. Sunt 7 ani până în 2000, când am mers la Dinamo. Deci asta s-a întâmplat în 2018. 6 ani, exact. Asta arată tot din 7 ani totuși. Din 11, asta arată și seriozitatea unui proiect. Atunci când conducătorii clubului rămân aceiași pe o perioadă mai îndelungată, cred că și pentru jucătorul care vine, bă, cine conduce, același, ce rezultate, e o garanție, cred, și pentru jucătorii care vin. A fost o perioadă în care... Acum, ulterior, mi-am dat seama de ce FC Botoșani a mers din an. Da, da. Lumea nu înțelegea la momentul ăla. Lumea considera că e o apariție meteorică care se va dezvolta. Stinge rapid. Exact. Cazul N echipe. Avem și nu dăm exemple. Dar Botoșani deja și făcuse o temelie foarte trainică, bazată pe seriozitate. Bazat acum, nu o să spun eu, pe profesionalist, pentru că ar însemna să aduc laude. A avut și antrenori serioși. Toți antrenorii au fost serioși acolo. Ochiul lui Cornel. Vorbim de Cristi Popovici, un om, din păcate, n-a realizat el pe câtă potență are. Da, putea mai mult. Da. La un nivel mai mare. Știi cum am spus eu tot timpul? N-a intrat în jocul ăsta de marketing al altor antrenor, și e un carusel din ăsta. Da, e greu de pătruns acolo și iată, Toni și Daniel, dacă n-ai voie, iată că la Bacău. Nu, dar zice, domnul jucător de șah, e bun strateg, atât.
Nu, dar uite, ca o oarecare ironie așa, dar pe de altă parte îmbucurător pentru eșalonul 3 la Bacău, de exemplu, în acest moment, Cristi Popovici și Costel Enache conduc două echipe din Bacău. Adică, iată, doi antrenori cu licență pro, cunoscuți de altfel, care coboară la Liga 3, exact cum spune Toni Heleșteanu, nemai având, din păcate, spunem noi, loc, cel puțin pe moment, probabil, care este la problema? Un nivel mai bun. Sunt foarte mulți antrenori care antrenează la Liga 1 și zic, domnule, eu nu mai antrenez la Liga 2 sau la Liga 3. Și preferă să stea pe bar. Eu cred că e o greșeală. Mare greșeală. Du-te, domnule, și antrenează. Și uite, exemplu... Petre Grigora și antrenează la Liga 3. Dar uite, vine exemplu acum. Acum îmi vine exemplu pentru că enumeram antrenorii care s-au derulat la Botoșani și aș fi ajuns imediat la un exemplu care îți dă dreptate. După Cristi a venit Leo cu perioada cea mai îndelungată cu două mandate. A venit Leo. După Leo, Cristi Pustai. Și acum, exact la confirmă ceea ce spunea Adineauri, cum a reușit să, sau cum a acceptat să coboare la nivelul Ligii a treia, la Ceahlău Piatra Neamț, ca apoi să înceapă... Apoi și la Liga 2, la Buzău, adică... Exact, la Călăraș, nu? Călăraș. La Călăraș. Da. Deci mai târziu, acum, domnul Iftime s-a dat și el pe zona asta, Gigi Becali Mititelu, că a început să aducă și mai mulți antrenori și mai tineri. Da, în perioada respectivă antrenorii aveau stabilitate. Exact. Aveau o mare stabilitate, susținere. Nu era nimeni, nu era nimeni cu bățul prin gard, nu era nimeni. Ce vrea mai mult domnul Iftime acum, vrea mai mult. Păi, până la urmă e normal să-ți dorești mai mult. Acum nu o să stau eu să-i fac analiza domnului Iftime și nici a echipei, până la urmă rămâi. A fost o perioadă foarte frumoasă, Tony, A fost o perioadă frumoasă. Pe durata mai mult de 7 sezoane, după care vine provocarea Dinamo. Spun asta, Tony Heleșteanu. Aia a fost greșeală. Aia a fost momentul în care... Cum a venit acea propunere, Toni? A fost o discuție cu domnul Negoiță, pe care am acceptat-o. Eu am considerat la momentul respectiv, nu regret absolut nimic, nu regret absolut deloc, am considerat că... E un pas normal, oarecum. E un pas, Dinamo... Nu se refuză Dinamo. Dinamo e indiferent cum am considerat noi și nu o spun eu că nu sunt nici vreun suport, nici pe garduri, nici cu steaguri, nici cu nimic. Pur și simplu e un brand în fotbalul românesc și eu am considerat, împreună cu familia mea, am considerat la momentul respectiv că îmi poate ajuta... Când erați mic, era stelist sau dinamovist? Nu am avut așa o afinitate, să spun. Eu singura afinitate care o am de când mă știu, de Poliaș. copil, Poliaș n-ai cum, pentru că te-ai născut și e firesc, nu? Inter Milano. Deci eu de când eram copil atât, pentru mine o echipă. Și n-a schimbat-o niciodată. Ulterior, Argentina pentru Diego Armando Maradona și argentinian am rămas în suflet. Iată, Toni, un alt nume important la capitolul finanțatorii pe care l-ai găsit la Dinamo. Cum a fost colaborarea cu domnul Foarte, Negoiță? Din punctul meu de vedere, foarte ok. Un om care îi plăcea ca și domnului Iftime și v-am spus expresia care mi-a rămas și tot timpul încerc să țin lucrurile în sfera logicului. Domnul Negoiță, atât timp cât te-ai explicat și noi am vrut atunci, la momentul respectiv, să facem hai să nu numesc revoluție, mult spus, dar vroiam la... Dinamo a avut un moment bun pe care nu l-a exploatat la momentul respectiv. Da, trebuia specula la maxim atunci. Dinamo a avut o echipă campioană națională la juniorii, la elit. Ceea ce înseamnă acum cei care ne urmăresc... În echipe, de fapt. Vorbim de, hai să-i spunem, cea mai înaltă, cea mai importantă competiție de juniori. Da. Și Dinamo, generația lui Ricci, Grigore, Balon, Moldoveanu, o generație foarte, foarte bună. Foarte bună. Mihaiu, Ion Gheorghe, o generație foarte bună. Am cel mai reprezentativ acum Ion Gheorghe la acest moment din ce numeară. Din păcate, asta spun, din păcate. Cred că de atunci, din perioada aia, și acum o să spuneți bine, măcar îmi fac autocritica, cred că din perioada aia Dinamo a început să decadă. Puteți verifica lucrul ăsta, cred că din 2019, de atunci, din 2018, Dinamo a început să meargă pe o pantă. Au fost niște transferuri total neinspirate la niște jucători străini cu un salariu consistent. Mult peste ce putea oferi România. Din păcate, Dinamo, mă bucur foarte mult acum că și-a regăsit matca. Le doresc toate cele bune și mă opresc aici. O altă perioadă importantă pentru Toni Heleșteanu. Spun asta, Toni, ne grăbim, pentru că evident că trebuie să ajungem la Corvinul Hunedoara, obiectul principal al emisiunii noastre. După Dinamo, o altă perioadă în care te-a fortificat, practic, ca și conducător. Da, categoric. A urmat? Și apoi a urmat Politehnica Iași.
acasă, în sfârșit acasă. Aici nu o să fac eu prea multe, nu o să fac eu prea multe comentarii. Una peste alta, e o experiență acasă, experiențele de acasă. E mai greu, Toni Heleșteanu, să lucrezi acasă? Vai în postura de conducător decât în altă parte? 100%. Dă-ne câteva argumente, 100%. Să spunem. Ai o presiune suplimentară. Ai o presiune suplimentară, lumea poate are așteptări, poate are așteptări mult mai mari, lumea nu știe. În general, vedeți că aici se fac marile diferențe. Condițiile, când spun condiții, nu mă refer la modul așa generic, bugetul. E firesc pe undeva bugetele să nu fie publice, dar ar trebui să existe o sustenabilitate în fotbalul românesc în ceea ce înseamnă bugetul de pornire în fiecare campionat. De asta și apar problemele care apar. Speculațiile astea să fac în permanență. Da. Și atunci, mai ales că acum, în momentul de față, și Leo și Cornel sunt la Politehnica Iași, n-aș vrea să fac absolut nicio referire. Da, a fost o perioadă evident frumoasă petrecută acasă. Cu Mihai Teja, cu Daniel Pancu. Spunea Daniel Pancu, da. Toni Heleșteanu și Daniel Nazare, zicea: Ionele, acum, mai venea pe aici pe la Metropola TV și spunea: băi, acum la Iași este Champions League, ca și condiții, față de perioada în care eram eu pe acolo. Și ne chinuiam. Acum, realmente, și datorită acestor domni, cu precădere domnul Schweitzer, dar cu ajutorul celor care sunt acolo, Politehnica arată bine, din multe puncte de vedere, ca infrastructură, pentru că de aici plecăm, Toni, în primul rând, și acum la Corvinul, unde ești, dacă echipa nu are un teren de antrenament, sigur, dacă nu are o bază de recuperare, dacă nu are tot ceea ce îi trebuie, știi, la nivelul eșalonului. Ce am mai spus eu de foarte multe ori, eu n-aș cuantifica activitatea asta în clasamentul pe puncte, ci în faptul ca fiecare club sau fiecare oraș să dea niște jucători pentru celelalte echipe, în străinătate. Ăsta este un clasament real. Faptul că iese Poli, ieși pe blocul 7 sau retrogradează, eu asta m-aș lăuda. Dacă aș fi la Cunedoara doar peste 10 ani, să dea Dumnezeu să rămâne 10 ani, să spuneți: domnule, eu am dat un jucător la FCSB, unul l-am vândut la Werder Bremen, 7 joacă la Chiajna, 3 la Voluntari. Uite, asta am făcut. Da. Eu cred că și pentru noi, cei care lucrăm în administrație, cartea noastră de vizită exact asta este. Spunem ce jucători ai transferat, spunem ce jucători ai produs și cât ai venit la, da, la fondul. Aici intervin eu și știu și în cunoștință de cauză. De aici exemplu, nu mă înțeleg cu Ionel. Păi nu, eu spun niște chestii foarte, foarte clare. Depinde, Toni Heleșteanu, cam ce mandatare. Pentru că fiecare echipă probabil propune altceva. Și mi-aduc aminte, domnul președinte, la o echipă care nu avea foarte multă libertate. Dacă tu ai libertatea asta și ți-o pui în aplicare, s-ar putea să iasă bine. Dacă însă președintele, de foarte multe ori, cum se întâmplă, este doar de decor, iar deciziile sunt luate de alții, da, n-ai să vezi lucrul ăsta că se va realiza, nu? Da, eu am avut noroc în privința asta. Asta e foarte în bine. În privința asta am avut noroc. Uite, da, asta, foarte corect. Și uite, i-am mai dat exemplu Ionel și vă spun, domnule, Unirea Urziceni, faptul că a jucat în Champions League, că a luat campionatul, a ajutat cu ceva fotbalul românesc? Doar dacă au venit bani acolo, din transfer. Nu, doar dacă s-au transferat a produs un jucător? A lansat probabil câțiva. Au lansat. Au fost la vremea respectivă. Dar echipa nu mai există. Eu vreau să fac o performanță, echipa să meargă mai departe. Cine îți poate garanta, din păcate, în vremurile astea acum? Pentru că o echipă care acum are stabilitate, Toni Heleșteanu și Daniel Nazare, și spui că are cele mai bune condiții, din păcate, peste un an s-ar putea să nu mai fie. Pentru că această continuitate la noi este cea mai importantă, nu? Pentru că nici noi tot timpul dăm vina pe cei care finanțează. Nici noi nu ne facem managementul corespunzător. În traducere pentru omul de rând, și noi ne întindem de multe ori mai mult decât ne e plapuma. Da, trebuie să fie manager. Nu sunt manager. Întotdeauna, dacă nu ții într-un echilibru cheltuielile cu veniturile, dacă masa salarială depășește un procent din bugetul unui club, atunci automat clubul nu mai e sustenabil. Câți copii și juniori aveți la Hunedoara? Avem absolut toate grupele. Am plecat totul, și acum ajung la Hunedoara. Ajungem la Hunedoara. Da. Hunedoara practic s-a reinventat. Și-a găsit identitatea. Asta a fost și una din problemele. Și doar nu era fac, palmare sau nu erau... Doar fac o singură mențiune pentru Dinamo. Nu-și avea identitatea. Nu? Faptul că s-a antrenat... Culisa așa de colo. La baza, care o știți, la baza la marginea Bucureștiului, centru de copii, nu s-a antrenat nici în Săftica, nici în Dinamo s-a antrenat la baza domnului Țiriac, în Pantelimon, în capăt. Și acum revin la Corvinu. Faptul că cu 2 ani, acum 2 ani de zile,
Clubul și-a redobândit palmaresul, și-a redobândit sigla, și-a redobândit identitatea. Identitatea. S-a făcut, a fost un efort comun făcut de sub patronajul autorităților locale, a Consiliului Local și a domnului primar Bobăuțanu. Nu, care au simțit Toni Heleșteanu și Daniel Nazare că este o mare masă de suporteri. Tradiția te obliga, sigur, să faci pașii normali. Până la urmă, fotbalul, noi vorbeam și înainte de emisiune, fotbalul poate să existe și poate performa cu adevărat acolo unde există un bazin fix de suporteri, da, un nucleu, cum se numește în politică, nucleul solid de suporteri. Practic, și vorbeam noi înainte, între numărul de suporteri până să-și redobândească identitatea Corvinu și ce a urmat... Creștere semnificativă. Mai mult decât semnificativă. Asta ce înseamnă? Lumea a dorit foarte și mult... Și vede că e ceva serios. Lumea a dorit foarte mult, exact. Și până la urmă, cum o faci? Prin seriozitate, să fii responsabil pentru actul pe care îl faci, jucătorii pentru modul în care joacă, antrenorii și stafful tehnic pentru modul care antrenează, noi la rândul nostru pentru modul care le administrăm. Eu cred că e cel mai important cuvânt în fotbal, e să fii, dar nu numai în fotbal, în orice societate, e să fii responsabil pentru ceea ce faci. Dar nu ne-ai spus, Toni Heleșteanu, cum a venit propunerea de la Corvinul Hunedoara, prieten, haide să aflăm picanteriile de la acea vreme. Picanteriile... Rămân acolo în sertar. Acolo. Nu, pur și simplu a fost un telefon. Tot un surprinzător, probabil. Un telefon pe care l-am primit. Corvinu, ca orice om care activează în fotbal, știi foarte bine la cine e Corvinu. Știi foarte bine în momentul când primești un telefon, de multe ori, și nu spun doar ca să fac plăcere cuiva din Hunedoara, între un telefon de la Liga 3-a de la Corvinu și un telefon de la Liga 1 sau Liga 2-a de la o echipă care nu are o stabilitate financiară și care... Parcă îi presimți traiectoria, da. Preferi... Plus că în momentul când am discutat și am văzut ce se dorește, mi s-a părut că seamănă... Ca două picături de apă mi s-a părut că seamănă cu momentul Botoșani. Și atunci am zis, domne, e mai bine pentru mine să am o provocare să începem să construim. Pentru că gândul meu din momentul de atunci și acum o spun pentru prima oară, n-am spus-o absolut niciodată, nu trebuie să oprească drumul nostru decât în Liga 1. Avem obligația asta să ne oprim doar în Liga 1. Cu ce metode o să discutăm imediat. Da, apropo de asta, mie îmi plac de fiecare dată astfel de provocări, pentru că, și mai ales aici când vorbim de Corvinu și de alte echipe importante din fotbalul românesc, care au tradiție, care au viitor, pentru că și aici se va construi un stadion. Iată că publicul umple arena la fiecare partidă. Această emulație care s-a creat, care exista de altfel, aduce și foarte mulți oameni, pentru că nu deloc întâmplător că de Toni Heleșteanu. Iată, directorul adjunct, vicepreședintele clubului, președinte Dan Coliosniuc, cu un nume important al Hunedoarei fotbalistice. Nu mai spunem de Ioan Andone, președintele de onoare al echipei, o altă personalitate marcantă, nu? Și atunci când adun la un loc astfel de oameni... Nelu Petcu, Romica Gabor... Am aflat că... Dorin Nicșa. Am aflat că cei care conduceți clubul acum, o măsură foarte notabilă, Daniel Nazare, au adus acolo în preajma grupării nume importante din trecutul Corvinului. Pentru ca fiecare să ajute cu ceva la dezvoltarea acestui proiect, nu? Nu prea ai întâlnit tătonii, cred, până acum. Eu am încercat la Târgu Mureș același lucru și în perioada cât am activat acolo, am avut mare încredere, l-am adus în club pe fostul fotbalist Ispir. Vorbim de fostul jucător sau jucătorul cu cele mai multe prezențe în Liga 1, 400 și ceva. A fost o perioadă, dar mi se pare că a fost depășit de Dănciulescu. Vorbesc și de domnul Ispir și de Iuliu Hoinel. Da. Am stat împreună. Da. Întotdeauna am încercat... Adică ai avut ideea asta pe unde a fost, practic, Da. Să aduci lângă echipă glorii locale, oameni care au însemnat ceva și la, și la Dinamo, Dumnezeu să-l odinească, mi-a fost foarte aproape, cel mai apropiat sufletului meu, Bigi Eftimescu. Da. Dumnezeu să-l odinească. Și acum la Corvinu, practic, nu poți să-ți recapiți identitatea, să-ți recapiți palmaresul, sigla, dacă nu ai și oamenii care au, până la urmă, Corvinu, înseamnă acești oameni.
acest om. Dar Aristoni este o postură fericită la Hunedoara, dacă ne uităm, de exemplu, la alte echipe, Craiova, care își împarte gloriile, din păcate, nu? Adică unii sunt cu CSU, alții cu FCU. Din păcate, asta ne-ar mai trebui să avem la Hunedoara două echipe. Da, zic, aici e un cadru fericit, pentru că nu există Iar Ando a fost parte de la începutul proiectului. Ando este în Consiliul de Administrație al clubului. Da, și are un cuvânt important de spus. Foarte important. Dar uite, Toni și Daniel Nazare, ce înseamnă totuși... Știu, această continuitate, pentru că ne gândeam cu toții Toni Helășteanu, că după ratarea promovării, vara trecută, știu eu, lucrurile se pot schimba. Iată ce a însemnat această continuitate. Creditul pe care cei care conduc echipa și la nivel tehnic, e important, a rămas Florin Maxim, iată că a venit și răsplata. A fost o ratare incredibilă pentru mulți vara trecută, nu. Dar s-a continuat și iată că până la urmă a trecut pragul împreună către Liga 2. Anul trecut, vara trecută, la sfârșitul sezonului 2021-2022, cu siguranță s-ar fi putut promova. Dar, din punct de vedere sportiv, al fenomenului sportiv, nu era logic. A fost o echipă construită în mare viteză, a avut rezultate, așa. A făcut o impresie excelentă la partida cu FCSB din Cupa României. Cu stadionul plin. Cu stadionul arhiplin. A lăsat o impresie foarte bună, dar era ilogic ca o echipă construită să promoveze. Dar nu e imposibil. Da, Ar fi fost posibil, dovadă că s-a pierdut până la urmă un singur meci într-un sezon, s-a pierdut un singur meci. Echipa s-a reașezat. Și a reașezat. Nu a fost aceeași echipă. Au fost schimbări la lot destul de mari. Destul de mari, dar nu în așa fel încât să schimbă o echipă cu alta, un lot cu altul. Da, corect. Bineînțeles, s-au păstrat în special jucătorii tineri, pentru că întotdeauna, și o să vedeți și pe proiecția pe care am făcut-o noi la Corvinu, factorul tinerețe se traduce în foame de rezultate, foame de performanță. Iar fără foame de performanță, nu o să reușești niciodată. Aici, Toni, vedem și cu pregătire Liga 2, nu obiectul nostru și de astăzi, în fiecare sâmbătă. Adică fiecare club are optica lui. Vedem formații bine consolidate la nivel de Liga 2, care au bugete corespunzătoare și care mută, în special jucători cu nume. Jucători cu nume care coboară de la Liga 1, cu siguranță că vor să ajute, dar nu știu dacă mai au aceeași dorință. La adăpostul unui salariu convingător, așa, cred că politica asta de a aduce jucători care au calitate, fără doar și poate, și au foamea asta de performanță, s-ar putea să fie cartea câștigătoare. Eu sunt sigur de acest lucru, sunt sigur. Echipele în general care și acum depinde ce-ți dorești. Iar te raportez la management. Vreau să promovez și ajung în Liga 1 și schimb tot lotul? Ba, ideal ar fi să păstrezi o serie de jucători. Ce vă spuneam de Botoșani. Și atunci trebuie să vii cu un lot cu care să poți continua. Da. Un lot sustenabil, un lot care să poată face față rigorilor Ligii 1. Pentru că dacă ți-ai angajat jucători cu care îți realizezi doar obiectivul strict pe termen scurt, nu ai făcut nimic. Da, iată că e stabilitatea asta și la banca tehnică. Florin Maxim, un tehnician de cet viitor, catalogat de foarte mulți ca unul dintre cei mai promițători antrenori ai noului val, rămâne importantă și această proiecție. Același antrenor, chiar dacă nu, ratarea promovării Daniel a durut vara trecută, mai ales că se vorbea și de un buget. Da, nimeni nu s-a bucurat atunci, poate doar cei de la Baia Mare, dar uite ce s-a întâmplat cu Baia Mare în sezonul următor. Eu cred că la Corvinu era mai mare stabilitate. La Baia Mare nu era atât de mare stabilitate financiară. Să știi că ăsta e motoul cu care am pornit și vreau să o să doresc să mă întorc înapoi către Florin Maxim. Dar motoul nostru, când am reluat imediat de a doua zi, după... N-a fost niciun moment să spuneți gata, după petrecerea promovării, a doua zi am reluat treaba cu motoul. Și atunci ne-am impus un moto. Și am spus în felul următor. Deștepți învață din greșelile altora, proștii din greșelile lor. Da? Da, și am zis, hai să nu repetăm greșelile pe care le-au făcut și exact ai spus Baia acum Mare. Baia Mare, ca să nu ne trezim în situația lor. Știți care e ideea? În momentul în care ați ratat promovarea, acum un an, a doua zi cum ați reacționat? Acum am înțeles cu motocul, dar atunci cum a fost a doua zi? Eu pot doar să vă povestesc din ce am auzit. Eu nu am fost acolo. Da. Nu am fost acolo. A fost o tristețe și așa fac și trecerea către Florin. Nu a fost o zi. I-am și spus-o în seara banchetului.
De când eu am venit, practic, în luna noiembrie la club. Anul de trecut. Da. N-a fost o zi lăsată de la Dumnezeu în care Florin să nu aduc aminte de meciul de la Baia Mare. Un considerent tactic. Adică, practic, să aduc în discuțiile noastre să facă o raportare către jocul de la Baia Mare. Asta înseamnă cât de mult i-a marcat. Exact. Exact, cât de mult a marcat. Și de asta a fost bine că s-au schimbat din jucători, pentru că a fost o dramă. E categoric, a fost o dramă mai mult și suporterii nu că n-au susținut echipa. S-a sădit șarpele neîncrederii. Pentru că atunci când ai iluzii foarte mari, spunea la modul nici măcar plastic, foarte direct, vă aduceți aminte, Neaimi Enei. Da. Creezi iluzii, să n-ai deziluzii. Mai țineți minte declarația lui? În preajma campionatului european, țin minte atunci, când l-a locuit, cred că pe Victor Bițor, că chiar atunci, în perioada aia. Revin la Florin. L-a marcat foarte tare. Și fiecare s-a gândit, îmi dau seama dacă în discuțiile cu mine s-a raportat tot timpul la meciul respectiv, ce a fost înăuntru lui în perioada cât a stat cu familia. Deci asta ce mi-arată? Mi-arată cu un om extraordinar de dedicat, 100%. Un om care și-a jucat cariera. Și haideți să vorbim de presiune. Un hunedorean. El este din Brad, Florin Mazic. Da, din zona, da. E un hunedorean. Da, e de-al locului. El de-al locului. Da. Și atunci presiunea dublă. Și mai mare. Dublă. Și atunci, practic, lăsând la o parte presiunea, e vorba de carieră. El are o vârstă care recomandă pentru o carieră progresivă. E adevărat ce spui, dar vin și eu cu o completare. Pare să fie, poate că ești de acord cu mine, mai ușor și pentru antrenor când are în preajmă oameni de talia voastră. Începând de la Ioan Andone. Continuând și cu alții care sunt acolo. Și pentru el, cred, este o mare mână de ajutor. Pentru că oricâtă calitate ai avea-o, Florin Maxim sau altul, dacă colaboratorii tăi nu au calitate, nu au experiență, s-ar putea să nu se vadă asta. Cu siguranță, organizarea unui club e foarte importantă. Și noi vorbeam de rigurozitatea și de... Acum, eu nu sunt un mare suporter al germanilor, al nemților. Nu. Nici pomeneală. Îmi place și mie ca oricărui latin dolce farmiente italian. Îmi place. Dar totuși, n-am voie. Chestele importate dacă să fie tot e un model de succes, modelul german, măcar prin rigurozitate, până la urmă, ce e mai simplu să faci? Nu? Spunea Kevin Costner în Bodyguard. Să fii disciplinat. E cel mai simplu să fii disciplinat. Să-ți pui o disciplină a ta. Fiecare în compartimentul lui. O disciplină. Adică... Atunci, dacă ai organizare bună, e un plus mare, într-adevăr, pentru stafful tehnic. Dar, în același timp, în momentul când începe jocul, sau minutele din vestiar, sau antrenamentele propriu-zise, e doar stafful și jucătorii. Știi, Toni, că mie mereu îmi place să aduc aminte că tot vorbeam și înainte de emisiune de Edi Iordănescu, care avea oarecum această maximă și spunea așa, zice, băi, noi antrenorii pregătim echipa toată săptămâna, disecăm adversarul, analizăm, facem, dregem. Conducerea, Toni Heleșteanu și cei de la Corvinul fac toate eforturile pentru ca jucătorii să aibă tot la dispoziție, unde să se antreneze, ce să mănânce, apa necesară și toate alea. Dar, domnilor, atenție, la ora partidei cu toții depindem de jucători. Ori acolo pe gazon, mare lucru, nu mai poți să faci. Categoric. Deci, cu toate eforturile pe care le-ai făcut în cursul săptămânii. De asta spun că de-a lungul timpului am cunoscut foarte mulți antrenori și m-a ajutat Dumnezeu și am lucrat cu din numele care le-am... Important. Antrenorii chiar importanți. Antrenori importanți, antrenori care... Am avut lucruri despre fotbal, au trăit, au avut experiențe. La nivel înalt. La nivel înalt. Și atunci îți dai seama cât de ingrată este situația antrenorului. Corect. Presiunea care o are asupra lui, cu cât ești un club mai organizat și mai bine văzut în lumea fotbalului, e o presiune suplimentară pe antrenor. Cu cât faci niște transferuri de jucători, bineînțeles, obligatoriu cu asentimentul și cu acordul antrenorului. E o presiune suplimentară pe antrenor. Și atunci, la un moment dat, antrenorul, totdeauna trebuie să... Relația între antrenor și factorul administrativ trebuie să fie perfect. Fiecare trebuie să facă foarte bine treaba. În momentul când apar fisuri,
Se vede în jocul echipei și în rezultate. Exact. Păi știi care e treaba? Exact. Eu de asta marcez pe chestia asta. Când spunea un alt tehnician cunoscut, uite, hai să-i dăm și numele, Alin Pânzaru, da? Da. Care face parte din staful lui Ghiussi Balint. Licență pro și asta, Ionel. Licență pro, da, dar la Brăila n-am apă caldă, terenul e în valuri, jucătorii sunt neplătiți de 3 luni. Păi degeaba ai licența pro. Așa este. Dacă condițiile astea absolut necesare, nu sunt. Și mai dau un exemplu. Ilie Poenaru, care acum este la FC Voluntari, zice, băi, n-aveam de lucru și m-am dus la Oltenița. Vreau să lucrez, antrenor tânăr. M-am dus acolo, am văzut terenul, am văzut alea și vorbeam cu domnul de acolo. Domnul, dacă aș parafa angajamentul, știți că ne-a trebuit un bazin de recuperare. Și zice, ce zici, mă? Vii cu d-astea, ce bazin, ce... Nu, și atunci omul a plecat, știi? La fel cum a procedat Costel Gâlcă când a fost la Pitești să preia echipa. Acum, da, bază de antrenament, teren... Nu, l-a întrebat, zice, dar unde ne antrenăm dacă plouă? Păi știți că tot pe terenul ăla. Și de-aia ne întoarcem, Daniel, de-aia ne întoarcem, adică și Florin Maxim, adică orice antrenor vrea să fie degrevat de astea. El știe că echipa vine la antrenament la ora aia, știe unde se antrenează, știe când e masa, știe magazia, știe totul. Știți care... Și atunci e simplu. Nu vreau să fac eu pe filozoful, dar totuși, cea mai gravă problemă în fotbalul nostru, eu cred că e cea mai gravă. Stau și mă gândesc acum. Faptul că noi facem un titlu de glorie din actul de normalitate. Corect, e adevărat. Noi spunem, sunt de acord. Noi spunem, ieșim public și spunem, plătim jucătorii la zi. Da. Ei și... Ei normal. Și, pe nu, aia e normalitate. E un act de normalitate. Da, da. Noi avem terenuri. Alții nu. Da, corect. Trebuie să le ai. Sunt acte de normalitate. Sunt acte de normal, din păcate. Asta e marea problemă a fotbalului românesc. Noi facem titluri de glorie din acte că de normalitate. Normale. Nu s-au supărat unii la echipe care au ajuns acum în Liga 1 că au plecat jucătorii care erau neplătiți de 2 luni. Exact. Dar ce am fi așteptat? Da, nu ce mai, ales la jucătorii, mai ales la jucătorii străini care sunt protejați foarte bine. Ei au altă educație, altă mentalitate. Nu, dar sunt protejați. Nu, și regulamente. Îi ajută foarte mult. Nu merg la FIFA, nu mai trebuie direct la FIFA, devin jucători liberi. Domnul Heleșteanu, o întrebare grea. Ce ați schimbat la Corvinu Hunedoara? Că știu, sunt multe lucruri bune, dar sunt și multe lucruri care nu funcționează bine, care trebuie schimbate. Care sunt primele trei lucruri pe care vreți să le schimbați? Primul lucru, și echipament. Dar nu neapărat... Nu, lucruri serioase. Ca o glumă, așa, să destine puțin pe Toni înainte de răspuns. În afară de echipament. Nu. În primul rând, dar nu o văd neapărat ca o schimbare. Eu văd ca o îmbunătățire a managementului. Prioritar, în momentul de față, la Corvinu, sunt două direcții. Prima direcție, atragerea factorului privat. Noi, la momentul de față, suntem un club de drept public. Care nu are drept de promovare. Sprijinit. Asta, la momentul de față, când vorbim acum. Da. Acum. Dar nu asta e cel mai important lucru, pentru că echipa poate performa. E adevărat, Toni, dar lasă o umbră serios pentru sezonul ăsta de Liga și a doua, vedem, care vine. O să vedem când vorbim și de obiectiv, poți performa. Dar asta, atragerea factorului privat, automat, da, te ajută și în ceea ce ai enunțat. Da, corect, să treci la o altă formă de organizare. Dar, în primul rând, trebuie să înțelegem cu toții, autoritățile locale nu sunt un robinet care dau drumul și curge permanent. Corect. Atunci e obligația noastră, a celor din administrativ, de a trage. Primul lucru la care mă gândesc acum ca să-ți răspund strict o sensul la întrebare, e atragerea factorului privat. Al doilea, fidelizarea publicului. De ce? Tot din management. În momentul când fidelizăm acest public, cum? Prin vânzarea de abonamente. Prin vânzarea de materiale promoționale, de tricouri. Că, până la urmă, știți foarte bine, în Occident așa se raportează. Câte tricouri am vândut cu suporterilor. Da. Ei calculează în tricouri fenomenul ăsta. E foarte, foarte important să-i fidelizăm. Practic am văzut peste 10.000 de oameni la meciul de baraj. Nivelul ăsta asta ce înseamnă? La noi. Deocamdată, când discutăm noi acum, pot fi doar suporteri, deocamdată nu știm, vom vedea pe parcursul Ligii a doua. În momentul de față, când noi discutăm în fața oamenilor,
la momentul de față sunt suporteri de evenimente, îi considerăm, da? Pentru că a fost un eveniment, de 15 ani Corvinu nu a activat pe a doua scenă fotbalistică a țării și atunci, la momentul de față, până la proba contrarie, îi considerăm suporteri de eveniment. Să-i vedem un nou sezon. Acum, datoria noastră este pe acești suporteri de eveniment, de spectacol, să-i fidelizăm în abonamente și să-i avem constanți măcar 75%, spun eu, 1%, să avem meci de meci. Și atunci, pentru bugetul clubului, ce înseamnă? E principiul vaselor comunicante, da? Am venit eu, scade aportul primării, atunci devin ușor, încep să fac pașii, ca și copilul micuț, îi dai drumul, nu? Îi dai drumul și el începe să face pașii. Sunt două probleme aici. Unu, pe de o parte, există mentalitatea suporterului român, nu mă refer la cel cu Nedorean. Cât echipa merge bine, venim la stadion. Dacă echipa merge prost, nu mai venim. Și o să dăm cazurile FCSB, când mergea prost, avea 1000 de spectatori, când jucau în cupele europene și erau aproape să intre în grupele Conference League, erau 40.000 sau 45.000 cu Saburtalu. Asta este una. Pe de altă parte, trebuie să le oferi și ceva oamenilor ăia. Din punctul meu de vedere, Liga 2 are mari lacune în ceea ce privește. Am văzut pe domnul Auraș Brașoveanu că vrea mai mulți bani, că nu știu ce. La fel și pe domnul Gino la Liga 1. Da, noi avem stadioane proaste. Noi avem gazoane proaste. Dacă două ploaie, ați văzut ce s-a întâmplat la Arad, la Ploiești și în altă parte. Adică ar trebui ca toți cei care organizează, dacă ai un gazon prost, amendă. Da. Ca să poți să ți-l faci mai bun și să ai un produs mai bun. Dar aici e o problemă. Și păi dar de ce nu am o problemă? E o problemă. De ce e o problemă? Pentru că sunt puține stadioane private în România. Deci tu vrei bani mulți, dar nu oferi nimic. Atenție, stadioanele aparțin de primărie. Clubul nu poate face nimic din punctul ăsta. Am vorbit ieri la Ploiești cu Claudiu Tudor exact pe această temă. Da. Zice, da, Ionel, vrem să schimbăm gazonul. Dar nu noi, clubul. Și cel care are arena, primăria. Întâmplător la Ploiești, 11 ani a fost gazonul bun. Bun, dar aparține de primărie. Cât s-a mai folos la Hunedoara, am jucat prima partidă amicală, pentru că încă suntem în postura de echipă nou promovată și nu facem noi regula. Prima discuție pe care am avut-o cu UTA, UTA a început mai devreme programul, am acceptat jocul, cu toate că știți foarte bine, când încep repregătirea... În general, o echipă mai mică, în general, mai... Dar nu puteai refuza UTA. Mai ales că relația suporterii Corvinu-UTA este una excelentă. Și domnul trebuie... de cameră cu Mircea Rednici. Exact. Și atunci trebuie, în orice, chiar dacă vii din altă zonă a țării, trebuie să respecti, întotdeauna trebuie să respecti locul în care te duci și să conviețuiești de așa manieră în club în care să respecti niște cutume. Bun. A plouat torențial la ora jocului, dar torențial cu gheață, a fost o tornadă. Din prima, așa, din... 10 minute s-a amânat meciul, s-a jucat în condiții perfecte. Deci eu, apropo de cum se făceau lucrurile în trecut. La nivel de gazon. La nivel de stadionul, Michael Klein, e un stadion care datează din, dacă nu greșesc, din deceniul 6. Da, 60, deceniul 60. 6, deceniul 6-7 al secolului trecut. Și care nu o să mai stea prea mult pe picioare. Exact, până la iarnă. Nu să mai stea pe picioare prea mult. Până la iarnă. Dar totuși drenajul făcut impecabil, gazonul impecabil, bineînțeles și cu implicarea celor care au, deci cu responsabilitatea, responsabilitatea celor care se ocupă de... Deci nu aveți probleme cu gazon. Perfect. Bun. Perfect, nici nu că am văzut problem. Niște terenuri pe la Recea, perfect. Luțan, acum două sezoane. Păi da, uite, este de ce, Daniel, pentru că exact ce spunea și Toni Hrășteanu. Este o echipă care a crescut peste noapte. Și atunci e greu, că tu spuneai de alte grupări. Dar alte grupări care au făcut pasul ăsta și care rezistă, mișcă factorii locali, nu? Că tot spune de Unii Radești. Păi Unii Radești, dacă n-ajungea în Liga a doua și nu lansa un antrenor de talent, probabil, și niște jucători către prima ligă, crezi că lucrau la gazon și la astea? Nu. Ea le-a impus această ascensiune a echipei, celor care organizează acolo, să încerce să facă ceva. Dacă rămâneau la Liga 3, nu se întâmplă asta. Creze puțin să-și facă stadion și să aibă toate vii. După aia să emită pretenții la play-off. Dacă factorul sportiv este ok și este însoțit în același timp de eforturile celor care conduc, nu? Care vor să facă ceva, lucrurile merg bine. Din știți care este diferența? Scuză-mă puțin. Te rog. Liga 1 și Liga 2 sunt competiții profesioniste. Dacă e vorba de amatori, jucăm la Recea unde. Dă-ne că e profesionist și vrei bani din drepturile TV, că bănuiesc că domnul Hălășteanu vrea și el mai mulți bani din drepturile TV, ca orice club. Ca orice club. Domne, mai dați la televizor, vrem, da. Ai văzut, televiziunea nu transmite de la Recea, transmite de la Hunedoara. Da, vedeam niște imagini aici de
la Recea. Mai băgau și de la Recea. Bine, că între timp echipa de Genoa nu rezistă. Asta este și adevărul, nu? Dar uite, la Dumbrăvița am înțeles că au modernizat stadion. Păi, și este exact ce spuneam eu. Au făcut un an de tranziție la Liga a doua, s-a văzut că merge și atunci factorii locali încearcă, cu partea privată probabil, care este și pe acolo, să mai facă ceva, să aducă stadionul, dar un alt standard, să îmbunătățim echipa. Unde jucați după ce... Numărul 3, Toni, numărul 3 și acolo. Numărul 3, marketing. Da. Marketingul. Cine se ocupă de marketing? Marketingul. La momentul de față, o să avem o colaborare cu o societate și o să încercăm să eficientizăm la maxim ce? Imaginea noastră, imaginea clubului, care e o imagine... Trebuie speculată la maxim. Trebuie speculată la maxim când? Acum în principal. Acum în principal. E perioada asta de euforie. De ce? De... La fel. Trebuie speculată atragerea factului privat când? Acum. De ce? Pentru că a fost performanța, da, s-a realizat care... cu 12.000 de oameni în tribună și cu foarte mulți oameni plecați, care sunt plecați în străinătate, deci cu o masă de activă de suporteri, mult peste cea care a fost la stadion. Și atunci trebuie speculat. Cum? Ecoul e foarte mare. Un investitor privat nu va veni absolut niciodată când tu îi propui o echipă cu 300 de oameni, cu 1.000 de oameni, cu 1.500 de oameni în tribună. Răsfirați pe toată tribuna. Nu. Întotdeauna ăsta e momentul. Dacă noi prin rezultatele noastre vom reuși prin seriozitate să ne angajăm la niște obiective și să facem pașii așa cum trebuie, eu am certitudinea că din momentul discuției noastre, într-un timp relativ scurt, nu pot să, sau mi-ar fi foarte greu acum, haideți să-l definim sau să-l nominalizăm la 3 ani de zile, Clubul Corvinu va fi prima scenă fotbalistică a țării și pentru mult timp. Având și stadionul. Dacă doriți un pariu pe care îl fac eu, un pariu pe care îl fac în dimineața asta cu dumneavoastră. Da, trebuie să construiești și nou stadion, Toni, dar pe de altă parte și la echipele importante din prima ligă la care ai lucrat. Cred că la noi se pune problema în felul următor, să spunem, de fidelizare, de marketing, de oameni dornici care vin. La noi, în general, cam depinde totul de prima echipă. Chiar dacă centrul de comisionieri, echipa a doua, dacă la nivel de primă echipă situația e delicată, nu merge, sunt convulsii, totul se repercutează la tot în jos, nu? Cam așa. La nivel de echipa, la nivel de... Îmi puseți o întrebare și totuși am trecut de la una la alta fără să răspund și fac mea culpa. Noi am plecat, cum spuneam, acum 2 ani, practic de la zero. Noi am plecat. În momentul de față am obținut, grație efortului depus la Centrul de Copii și Juniori, am dobândit statutul de academie după normativele Important. Federației, clasificare poziția 56 din 120 și ceva de academii pro. Ăsta e meritul la modul special al tuturor celor antrenorilor care s-au ocupat, toți hunedoreni, cu excepția celui care a coordonat, Dinu Maghici, ce este fratele fostului fotbalist Casian, cu care și eu am colaborat la FC Botoșani. Și a fost un efort foarte mare să ajungem aici. Cum am translatat efortul ăsta? Cum l-am răsplătit? Simplu. Jucătorii cu statut de under, care se regăsesc acum în echipă, și o să vă spun exact proporția, și n-am nevoie să citesc absolut nicio hârtie, pentru că când lucrezi zi de zi la un lot, n-ai voie să nu-l știi, n-ai voie, toți anderii sunt ai noștri. Da, e important, adică toți, sunt multe echipe... Adică să vede o translație. Da, niște rezultate care vin din spate și care probabil... Înseamnă că noi credem în ei. Noi credem. Să aducă și mai mulți jucători din propria pepinieră, nu? Pentru că vedem multe echipe de Liga a doua, care din păcate n-au avut acești jucători tineri, absolut indispensabili, împrumută din altă parte. Pare deja un atu important, nu să ai tinerii jucători ai tăi. Dar pe de altă parte, Toni, pentru că timpul nu este deloc aliatul nostru, iar Toni Heleșteanu, prieten, este un interlocutor atât de plăcut, lotul are nevoie și de completări, pentru că echipa pe care o conduci să se exprime bine la Liga 2. Întrecerea care urmează se anunță foarte echilibrată. Cred că ești de acord cu mine. Toată lumea, cuvântul sub care, sau sceptrul sub care se va desfășura acest campionat, mai ales că am discutat cu foarte mulți colegi de-ai mei de la alte cluburi, este echilibru. Ăsta e cuvântul cheie. Echilibru. Va fi un campionat extrem, extrem de disputat. Noi, clar, ca și eu sunt moldovean și moldovenii suntem puțin mai hâtri, ne tragem din creangă. Obiectivul sportiv e, fără doar și poate, consolidarea
pe lotul pe care o să vi-l spun în două cuvinte, fără să dau nume, doar ca și proiecție, consolidarea. Pentru că, vrei, nu vrei, experiența cu Liga a doua e una nouă. Da, nu deși pentru, sunt și jucători cu experiență. Exact, nu care... pentru foarte mulți jucători, dar obiectivul este consolidare, e clar, o clasare în prima jumătate a clasamentului, asta e ceea ce ne-am dorit noi. Dar, pentru că e un campionat de anduranță, un campionat cu foarte mult împărțit în două, un sezon specială, regulat, un sezon regulat, un sezon cu play-off și play-out, în prima fază nu ai ce să-ți propui altceva decât play-off-ul. Pentru că în play-out ești oricum. Da. În play-out ești oricum. Mai noi mult. Trebuie să lupți pentru ceva. E clar, trebuie să lupți să câștigi, să acumulezi puncte și dacă este posibil să mergi... Da. Toni, dacă, de exemplu, acest obiectiv poate mișca și suporterii, de exemplu, ca nouă promovată. Care ai niște argumente serioase? Spui, domne, vrem să luptăm pentru evitarea retrogradării. În schimb, dacă spui Corvinu, sigur, noi spunem de Corvinu, vrem să ajungem în zona, sigur, de play-off. E important mesajul ăsta și către fanii echipei? Da. Da, categoric, pentru că în momentul când îți dorești să recapeți o identitate, înseamnă că există ceva în urmă. Înseamnă că cineva din urmă a realizat ceva. Și atunci tu trebuie să-ți dorești exact acolo să țintești. Tu n-ai cum să spui, domne, eu vreau să scap numai termenul. Da, să scap de la, să scap la retrogradare, să scap de la retrogradare, să nu fiu pedepsit, să evit, oricum. Nu, tu trebuie să-ți propui la început. Da, bineînțeles, pe bază de argumente, să fie în sfera logicului și să-ți propui pentru suporteri să-i dai încredere. Dar nu numai să o faci de dragul de a o, de a, da, o spune. Da, ceva în spate foarte, foarte palpabil. Și atunci, la lotul care îl avem noi, noi avem un lot, am deplasat. Conturat acum, Toni, e finalizat, înregistrat mare absolut lucru. Tot. Mare lucru. Absolut tot. În momentul de față. Să avem cantonament lotul complet. Complet. Noi am început de ieri cantonamentul, niște condiții excelente. La a plecat Fece Argeș și a rămas. A plecat Fece Argeș și am rămas noi, exact. La cu ei o să jucăm și o partidă amicală. O să vorbim puțin mai târziu cu Alex Pălici, să vedem dacă a uitat ceva hârtii pe acolo, să se uite Florin Maxim, ceva tehnic. Și atunci, noi la momentul de față, dacă tot vrem să ne ținem, să fim riguroși, să fim disciplinați, să fim un club, noi, azi când vorbesc cu dumneavoastră, știm exact câți jucători fac parte din lot. Câți fac? 24. Nu va veni trei portari, 21 de jucători de câmp. Nu va mai veni nimeni. Doar să fie ceva... Nu va mai veni nimeni. A, e clar, e închis, da. Sold out. Nu, mai, nu va veni absolut nimeni. Ăsta e lotul, e structurat foarte clar. Cum? Exact cum am mers pe proporția și anul trecut în Liga a treia, lotul a fost ușor subdimensionat sau corect dimensionat la nivelul Ligii a treia. De asta, probabil că numărul de transferuri pe care le-am făcut în această vară a părut mare, 6, dar ei practic au venit ca și completare pe ceea ce a fost anul trecut. Noi am renunțat la foarte puțini jucători față de anul trecut, doar la 13. Pe această cale, încă o dată, îi mulțumesc și îmi scot pălăria în fața lui Alex Curtean pentru ceea ce a însemnat el. În vestiar mai mult, probabil. Și pe teren. Și pe teren. A interpretat o poziție foarte, dacă nu chiar nouă pentru el, dar în vestiar a fost un catalizator și îi mulțumesc foarte mult. Am renunțat la Vlad, am renunțat la Mar. Da? Deci la 3 jucători. Și au venit acești 6. Dar în continuare s-a menținut proiecția jumătate-jumătate din lot. Am păstrat jucători tineri. Cum? La momentul de față, din 24 de jucători, 9 au statut de under. 9 au... Jumătate din lot. Au statut de under. 5 jucători sunt sub 25 de ani. Nu mă refer la cei under, evident. Între 21, deci 25. Matricea întreagă de jucători sub 25 de ani este de 9 și cu 5, 14 jucători. Îmi place, Toni, că ați adus jucătorii, știu eu, care deja la vârsta lor, destul de fragedă în continuare, au deja o vastă experiență. Și dau două exemple, dacă știu foarte bine. George Verisar, nu? Care ajunsese la un moment dat chiar în Atenția Campionei de la acea vreme. L-am avut adversar. Grație... L-am avut adversar și știu perioada lui cea mai bună la Gazmetan, la Gazmetan Media și l-am avut adversar. Da, da, da. Plus Antonio Manolache, nu? Care vine și el tot de la Petrolul. Adică sunt jucători tineri care pot avea o marjă mare de a avansa.
Manolache. De ce a venit Manolache? Pentru că nouă ne-a plăcut foarte tare, a jucat în baraj pentru Gloria Bistrița. Da, da. Și nouă ne-a plăcut foarte mult cum a interpretat. L-am și monitorizat, pentru că noi meciurile practic le-am monitorizat absolut toate prin rapoarte de analiză și ale Gloriei Bistrița și ale Bihorului, pe care noi o consideram un adversar redutabil, și ale Unghelului, cu care ne jucam permanent. Și atunci nouă Manolache ne-a atras atenția, la fel cum ne-a atras atenția un jucător pe care l-a transferat Politehnica Iași de la FC Bihor. Da, deci, atacantul lor, golcheterul acestui Gheorghiță. Echipe. Gheorghiță. Nouă ne-a atras atenția. A, cred că probabil dar prefera varianta de a merge în Liga 1, nu? Sau absolut. Dacă vă doar repede, vorbesc că am survolat. Noi am survolat cu mare atenție Seria 10. Noi participând în Seria 9, am participat în Seria 10 pentru că nu am vrut să facem... Nu că nu am vrut greșeli, vei face oricând în procesul de administrare, dar măcar am vrut să fim împăcați că am făcut tot ce a depins de noi. Mă întorc, sunt acești jucători tineri și 10 jucători care au experiență. Dar aici vorbim chiar de 4 jucători care au jucat la nivel de Liga 1, dar încă au foame de performanță. Mă refer de la un Elton, care da. Elton, pentru că l-am avut adversar când eram la Târgu Mureș, a jucat la Pandurii Târgu Jiu, vechea echipă Pandurii Târgu Jiu. Adevărat atunci. Da, mă refer la noul nostru transfer la Antonov, care a jucat la Hermannstadt în perioada... Mijlocaș. Mijlocaș în perioada Vasile Miriuță. Neacșa, care a jucat la Liga... Experimentat de altfel. Nu discutăm, Neacșa. Nu discutăm, a jucat Liga 1 și închei cu... cu Hergheligiu. Ieșean, un alt nume important, cu experiență. Am lucrat, eu personal am lucrat cu el la FC Botoșani timp de un an de zile și a jucat la Universitatea Craiova. Sunt jucător Toni Heleșteanu cu o cotă bună pentru Liga a doua și adăuga evident și printre cei care au rămas, nu, un Marius Coman care a fost golcheter. Nu vorbim de Kindriș, nu vorbim de capitanul echipei. Marius Coman, nu vorbim de Părvulescu care a avut o cotă foarte bună și din punctul meu de vedere are o cotă prea mică pentru ce oferă el. Deci domnul Heleșteanu, e un jucător foarte bun. Sistemul competițional din Liga a doua, care a fost introdus de Federația Română de Fotbal pe timp de pandemie, ca o soluție de criză, mi-aduc aminte, de avarie, da? Continuă și acum când nu e pandemie. Iar din sezonul următor, nu din cel care va începe, vom avea cu două echipe în plus, dar tot același sistem. Pe mine mă deranjează chestia asta că nu se joacă tur-retur. Eu aș fi vrut, domne, eu dacă Daniel Nazare joacă cu Toni Heleșteanu și mă bate Toni Heleșteanu la el acasă, vreau să-l bag și eu acasă după aia. Da. Cum vi se pare sistemul ăsta? Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Deci nu sunt deci perfect de acord. Nu vă place? Nu. Mie nu-mi place. Nu. Dar n-avem ce face. Dar în același timp sunt în situația în care vorbim de o democrație, vorbim în... caut să pun lucrurile cum cred eu că s-au petrecut. Dar care sunt argumentele pentru chestii? Eu ce cred? Da. Un argument pertinent pentru Federația Română de Fotbal. S-au făcut niște studii, fac niște studii cu o firmă olandeză specializată, o firmă care, cum să fac studiile fezabilitate, nu greșesc, cred că asta e termenul, să fac studii de implementare. Doi la mână, cu siguranță, nu mi-a plăcut nici în Liga 3-a modelul cu semifinală și cu finală, dar mă raportez până la urmă la latura umană. Nu? Hai să ne întoarcem puțin la Imperiul Roman, la celebrii gladiatori, da? Și gestul împăratului, nu? Când vrea. Poporul vrea sânge. Asta e realitate. Când spun sânge, mă refer la modul figurat. Evident, spectatorul, cel care, până la urmă, fotbalul pentru cine îl facem? Fan, evident. Evident, pentru spectator, nu facem pentru plăcerea noastră. Nu-l face de ce vi se pare că e mai spectaculos? Că aici sânge se traduce... E spectaculos pentru să joacă meciuri cu securea deasupra capului. Nu, la Liga 3, am înțeles. Dar eu mă refer la Liga 2. Dacă joc doar pe terenul meu și nu joc niciodată la Luțana acasă, cu ce e spectaculos? Că nu înțeleg. Duce în latura de play... Practic, sistemul pe care îl propui anulează sistemul cu play-off și play-out. Asta e discuția. Da, sistemul cu play-off și play-out place foarte mult spectatorului. Eu sunt de acord cu play-off. Dar uite, v-aș fi propus eu un sistem. Se fac 22 de echipe la an. De ce nu împarți în două serii? Două serii, da. Da? Joci tur-retur, ca ai timp. Sunt 20 de meciuri, 10 cu 10. Și după aia joci play-off și play-off. Știu, Daniel, dar pe de altă parte... Și ai și costuri mai mici. Că de la Hunedoara să te duci până la Slobozia... Când poți să te duci doar aici, în zona ta. Da. Nu, dar pe de altă parte, Toni Heleșteanu și Daniel spun foarte mulți antrenori și președinți că agresează acest sistem pentru că te poți întâlni cu toate echipele puternice.
Dacă ar fi în două serii, poate că nu avea această posibilitate. Da. Așa sunt, sunt și opinii. Plusuri și minusuri, sunt plusuri cu siguranță. Minusuri, evident că cu siguranță. Și în alt sistem, tot așa am găsit tot felul de chestii. Într-adevăr, da? Eu totuși mă întorc la ceea ce spunea totdeauna Gheorghe Hagi și pentru mine, eu am avut onoarea și plăcerea de a sta de vorbă și a afla multe, multe lucruri de la, da, Gheorghe Hagi. Și e un om care înțelege fotbalul la cel mai înalt nivel. Și el a spus totdeauna, domnule, fotbalul românesc a performat în momentul când s-a jucat cu 18 echipe, tur-retur. Atunci fotbalul românesc a avut cele mai bune performații. Acum, poate că așa a fost situația la momentul respectiv, o generație de excepție pe care am avut-o, niște condiții, s-au aliniat astrele, ce s-a întâmplat? Bine, nu s-au aliniat ele, că dacă s-aliniau, scoteam Suedia atunci. Da, da. Eu nu sunt de acord cu sistemul clasic tur-retur, fără play-off și play-off, pentru că echipa de pe locul 10 îi mai dă 3 puncte la aia care are nevoie de 3 puncte în ultima dată. Aici, în play-off și în play-off, nu mai e timp, da, de astfel de șmecherii. Noi am trăit cu epoca asta, aranjamentelor. Eu personal, normal, când am răspuns atât de ferm că nu e pe gustul meu, da, am răspuns tocmai din ceea ce spuneam din trecut. Mă raportez, cât de mult mă raportez eu la fotbalul italian. Eu sunt unul din mari, aici pot folosi termenul fan. Da, în general, da, 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 mă vede domnul Proteanu și știu că m-ar certa, dar aici se potrivește. Poți fi fan spanul unei echipe acolo. A fotbalului italian. Da, fotbalul, da, italian, da, se joacă din moș strămoș, tur retur. Da. Cine câștigă, după principiu, cine câștigă o competiție, promovează. Nu există loc de întors. Foarte clare regulile, adică... Regulile sunt paradoxal, italienii care sunt cu acest dolce farniente de care am pomenit, sunt foarte riguroși în fenomenul fotbalistic. Dar, Tony... De organizare. Dar am un contraargument aici la Italia. Dintre toate campionatele, pe finalul întrecilor, cele mai multe meciuri dubioase sunt în Italia. Atunci e în favoarea discuții. De asta spun întotdeauna unui sistem în favoarea sau împotriva unui sistem cu sezon regulat tur-retur și în favoarea discuției cu play-off și play-out. Dar în schimb am un contraargument și la Italia cu aranjamentele, că în Germania și în Premier League nu se întâmplă, deși e tot sistem regulat. Nu se, nu se întâmplă până să dovedesc. Discuția până este foarte, foarte amplă, prieteni. Corvinul Hunedoara și celelalte echipe care se pregătesc pentru startul noului sezon mai au la dispoziție 3 săptămâni până când vom fi împreună aici la Metropola TV și Sport Total FM la debutul unui nou ediție de campionat. Corvinul se află în cantonament la Curtea de Argeș. Toni Hereșteanu este evident alături de echipă în postura lui de vicepreședinte. Intrăm în linie dreaptă, Toni. Cred că optimismul este la el acasă și pe final de emisiune nu va fi o întrecere, știu eu, care nu va oferi destule semne de întrebare. Multe echipe care n-au drept de promovare, deși sunt sigur, absolut sigur, referindu-le la Corvinu. La ce investiții se fac, că veți dori, chiar fără a avea drept de promovare, să mergeți la cel mai înalt nivel? 100%. Noi vrem să ne urmăm pașii. Noi știm, încă o dată, și asta e cel mai important în activitatea unui club. Știm exact unde am pornit, știm unde vrem să ajungem. Am identificat, sau credem că am identificat, aici există întotdeauna loc de a îmbunătăți, metodele prin care vrem să ajungem. Și metodele, v-am spus, prin o pondere în transferuri care să aibă legătură cu factorul foame de performanță, și de acum, din momentul de față, vom încerca totdeauna să venim cu o proiecție de jucători sub 25 de ani. Sperăm să o reușim. Sperăm să investim cât mai mult în academia noastră. Dorim, nu sperăm, dorim să investim cât mai mult ca să avem proprii noștri jucători. Dorim să fidelizăm spectatorii. Dorim să îmbunătățim procesul de marketing de care am spus. Astea sunt metodele prin care vrem să ajungem în Liga 1. Dar în acest an, în acest sezon atât de echilibrat, dorința noastră principală este, și aici vorbesc în numele staff-ului, în tot ce înseamnă Clubul Corvinu, dorim să ne stabilizăm foarte bine, să nu avem un... Toni, să stăm bine în teren și vedem după aceea partea ofensivă, dacă ne duce către... Aici treaba, nu e treaba mea, e treaba lui Max și Max, da, știe bine. Mai am și o întrebare scurtă. Vă rog, în cazul unor arbitraje nefavorabile, vă veți... Nu. Vă veți cenzura? Pe așa a spus. E un subiect tabu. Pentru mine arbitrajul...
Cine? Nu, dar o să vă enervez. Vă dați seama, au trecut până acum suficienți ani de când fac administrație. Nu cred că m-a văzut cineva vreodată pe ecranul televizorului băgându-mă în fața unui antrenor sau unui jucător. V-am întrebat dacă vă veți cenzura în continuare. Da, categoric. Categoric. Ați făcut o promisiune, noi o să vă sunăm. Categoric. Avem înregistrare aici. Categoric. Da, rămâne vorbit. Cu siguranță, dragi telespectatori Metropola TV, stimați radioascultători, dialogul atât de plăcut, spunem noi, cu Toni Heleșteanu ar fi putut continua, însă el trebuie să ajungă la echipă, la Curtea de Argeș, și iată că Toni a făcut un efort și mulțumim foarte mult pentru acest lucru de la Hunedoara, via Curtea de Argeș, București. Se întoarce pentru a fi alături de echipă în această perioadă atât de importantă, poate cea mai importantă de pregătire a anului sezon. Florin Maxim are acolo 24 de jucători care se pregătesc pentru startul din 5 august, în direct la Metropola TV și Sport Total FM. Vom afla împreună joi țintarul noi ediție de campionat. Este momentul să-i mulțumim lui Toni Heleșteanu, însă ținem legătura în permanență cu el și cu cei de la Corvinul în stagiunea care urmează. Îi mulțumim lui Toni Heleșteanu, îi dorim succes la Corvinul Hunedoara. Rămânem cu Daniel Lazare pentru alte 2 ore cu subiecte cel puțin la fel de interesante. Rămâneți cu noi, ne întoarcem, prieteni!